Oameni buni, Alina Greavu e jurnalist, activist, vlogger. Fanii din online o știu drept Aluziva, iar de curând aceasta a reușit să adune 160.000 de euro într-o singură săptămână pentru o cauză nobilă, o campanie a Asociației Salvați Copii. Aluziva este acum aici însoțită de simpatica nașă de botez a gemenelor sale, nimeni alta decât celebra Maria Popovici. Las-o să fie liberă. Hai să mai intrăm un dat. Hai, perfect, scuze. Tot cu muzică? Da, da. Tot cu muzică. Iulica, încă o dată piesa, DJ, te rog. Deci mi-am dat seama despre ce este vorba. Prima dată a intrat tu dansând. Ea a fost invidioasă pe succesul tău și a zis încă o dată ca să intre ea dansând. Și m-a sabotat. Exact, așa se întâmplă în viață. Să luăm un loc pe canapea. Maria, numai o secundă, dăm voie să te prezint celor de acasă. Lasă-mă să facem o piruetă pentru că s-a întâmplat ceva în viața ta în ultima perioadă. Am spălat. Nu, câte kilograme ai slăbit tu? Ce? De ce mă întreb câte kilograme? Mi se pare, serios, mi se pare că... Nu știu, n-am cântat. De la începutul anului? Slăbit câteva kilograme, într-adevăr. Mă gândesc că ai ținut vreo dietă anume, ceva, ne dai și nouă rețeta, că și noi ne chinuim să scăpăm de câteva kilograme. Da, sigur. Am mâncat mâncare de la Lifebox. Da. Găsiți pe Lifebox.ro și puteți să faceți comandă. Sunt foarte mișto. Da, eu credeam că ai alergat, că ai făcut ceva. Și s-a alergat foarte mult. Și alergat. Dar sincer, m-a ajutat foarte mult Lifebox pentru că îți trimit mâncare cântărită caloric și Și asta a contat pentru tine, a funcționat. Și voi mâncare de câini. Și voi sunteți în același timp rude, cu metre, da? Da. Ce fac cu metrele? Cum sunt? Bine? Bine, bine. Povesteam ceva mai devreme când ați intrat despre acea campanie în care ai strâns peste 160.000 de dolari într-o săptămână, nu? De euro. Da, da, da. Am înțeles că ai dansat atât de tare de nu mai merge microfonul și trebuie să-ți dau un microfon de mână. Te aplaud de mine. Mulțumesc. Da, mă aplaudă Maria. Mă aplaud eu cu mâna așa. Da, am primit un mesaj de la Salvați Copiii pe Instagram. Eu sunt, adică n-ar fi prima dată când mă implic în cauze sociale. Și m-a întrebat, Alina, poți să ne ajuți și pe noi, că avem o campanie nouă, să ne dai un share pe story? Și am zis, sigur că da. Și eu având 3 copii, nu vreau să devenim acum să plângem pe aici prin platou. Nu, dar e un gest foarte frumos. Am empatizat imediat cu cauza că de având 3 copii, știu ce înseamnă să mergi cu copilul în spital. Și pentru că era nevoie urgentă de o ambulanță, am zis, hai să punem pe story să dăm mai departe. Și am îndemnat comunitatea să dea un share pe story, să donăm 2 euro, să fiecare cât poate și... În primele și s-au zis destul de mulți bani de asta, zic, într-o săptămână 160.000 de euro. Te așteptai la suma asta? Nu, sub nicio formă. Păi noi trebuia să strângem 77.000 pentru ambulanță și deja în 24 de ore aveam 10.000. Eu deja eram albă la față, nu venea să cred, am crezut că e o glumă inițial. Și după 3 zile s-au făcut 36.000 și după într-o săptămână 160.000. A fost un șoc. Felicitări, bravo. Mulțumesc frumos. Perfect, acum dă microfonul că de fapt la Maria nu funcționează la valiera, la tine merge. La mine asta nu e de la dans, la Maria, cine știe. Poate mi-a ieșit din... Da. Ce face Cici Friții? Cici Friții. Așa la linse după el, îl vedem și pe el în fotografii, mai devreme este l-am văzut. Este acasă, nu, e la studio, filmează ceva la studioul nostru și voiam să spun, pentru că suntem aici, că sunt foarte, foarte mândră de Alina, sunt mândră să fiu prietenă cu ea, sunt mândră că suntem cu metre și nu te rușina, pentru gestul ăsta pe care l-ai făcut și gălăgia pe care ai făcut-o să se strângă 160.000 de euro pentru 2 ambulanțe, te felicit și te iubesc foarte mult. Mulțumesc. Și nu uita că... Vreau să spun că ți-am mai spus asta, dar acum vreau să nu spun mai și spus, nu i-am mai spus, dar asta e emoțional. Eu am fond de ten și nu se vede, dar sunt albastră, de fapt, la față. Dar acum, voiam să spun să nu uiți, dă mână. Să nu uiți că, deși tu le-ai născut pe Meda și pe mine, sunt și eu le-am nășit, sunt copiii mei, ai mei. Da? Legal. Da. Mersi mult de tot. Asta am vrut să spun. Știu că Maria de fiecare dată a spus că vrea să-ți ia gemenele. Da, nu, are o problemă la cap. Eu tot îi spun să meargă la terapie. Știu că merge la terapie, dar nu... Nu funcționează. Nu. Așteptam alte rezultate. Problema la cap. Puteți să puneți poze cu Mini, cu una din fete, să vedeți că copilul meu arată exact ca mine. Adevărul e că toată lumea spune pe Instagram că ea e și e amuzant până încep să mă enervez. Dar ia-o, mă, până la urmă, dacă tot Ai lăsat-o vreodată pe nașa singură cu fetele? Sigur, da. De mai multe ori. Bine, noi ar trebui pentru reality show proiect. Presupun că știi că Maria și Mincu au un reality show. Da, și trebuia să ducem, să lăsăm fetele o zi întreagă la ei, să văd eu cum se descurcă. Ea, când e în zona mea, îi zic eu, dă-i de mâncare, schimbă, hainele sunt acolo. Are instrucțiunile de la tine. Da. Da, să las de dimineață până seara. Când să văd... erau bebei mici. Cred că le vedem în imagini, nu? Da, acolo e Matei, acolo băiatul meu mare, are 4 ani jumate. A, e băiatul Matei și cred că mai devreme erau și imagini cu gemenele. Fetelor, pentru că sunteți foarte haioase, așa umblă vorba pe internet că sunteți haioase, avem niște, ca să spun așa, niște întrebări să ne distrăm.
iar voi trebuie să dați cu un răspuns pe rând. Se poate? Da. Să vedem cum e Nașa Acum Fina. Acum întreb dacă se poate. Nașa Fina, păi nu, dacă intri în jocul ăsta, adică mă gândeam că da, putem să ne și jucăm, nu? Trecem și la lucruri de genul ăsta, uite. De exemplu, pentru fiecare valabil lucrul ăsta și trebuie să alegeți aceeași întrebare, dar poate rezultatele vor fi diferite sau puteți să răspundeți în același timp, să vedem cum stau lucrurile, da? Nu pot să mă întorc spre tine, apropo, am gât un țepenit, de-aia sunt un pic ciudat, așa. Da? De la ce? Te-a tras curentul. De la muncă, maică. Există. E greu cu trei copii. Există, da. Nu e ușor. Atenție mare, ești rătăcit în Africa și ajungi la o răscruce de drumuri. Pe drumul din stânga este un indicator pe care scrie râul crocodililor. Pe cel din dreapta este un indicator pe care scrie tribul bărbaților africani care iubesc tot ce prind. Pe care dintre cele două drumuri ați apucat-o și de ce? Mă duc clar la crocodili. Acum, Maria, știu de ce că... să mă duc la crocodili dacă sunt niște bărbați africani care iubesc orice? Adică iubirea e un lucru de bine, nu? De ce să mă duc la crocodilii care mănâncă în loc să mă duc la africanii care iubesc? Exact. Ai vrea să fii iubită de 30 de bărbați africani, Maria? Deci nu, în că întrebare nu scrie nimic altceva. Okay. Deci eu nu știu dacă vă gândiți la prostii, doamna aluzivă, eu nu am... Nu, doamne ferește, să mă ritat, deci, am copii, hai să frumos. Nu... Da. Da. Și ea, era vorba de iubire. Da, clar. Dar tu de ce ai ales crocodili? Păi cum? Fac campanii împotriva violenței, abuzurilor și toate cele. Nu vreau să mă duc la 30. Adică crezi că te descurci mai bine cu crocodilii decât cu... Da, perfect. Probabil. Haideți că mai am încă o întrebare așa, test pentru voi. Sunteți într-o sală de casino cu așa. Soții voștri, pentru că amândouă sunteți măritate, și la un moment dat apare apar Brad Pitt și George Clooney și vă propun câte 1.000.000 de euro pentru o noapte amoroasă. Cât le dați? Păi, ori Brad Pitt, ori George Clooney, acum... Da, am înțeles. Aveam sau amândoi, na, nu ne luăm din asta. Întrebarea era acum, de-abia, cât le dați soților din suma primită? Cât să-i dau eu, Lumincu, din 1.000.000 de euro de la George Clooney, vreau eu. Eu mă gândesc că pentru suma potrivită luăm noi banii și îi trimitem pe ei. Asta întrebam. Nu, de ce? Să se culce Mincu cu George Clooney în locul meu? Dar ce, sunt fraieră? Nu, frate, iau și 1.000.000 de euro și dau 100.000 lui Mincu și ia ce mașină vrea. Uită că m-am culcat cu George. Oricum cred că s-ar bucura, sincer. Mie nu-mi plac protagoniștii aleși, Cătălin, îmi pare rău să te dezamăgesc. Deci, scuze, deci aluziva e un pic mai pretențioasă. Tu pe cine ai fi ales, totuși, ca să schimbăm la întrebare? Un Jake Gyllenhaal, poate, sau solistul de la Maroon 5, uite, am alte preferințe. Deci, mi-ar fi plăcut să intre acum Brad Pitt cu 1.000.000 de dolari în mână și Alina să spună, nu, sunt măritată și am 3 copii, lasă-mă, lasă-mă, pleacă. Da, lasă că suntem prietene și îmi dai și mie niște bani. Dacă te duci 50 tu. De mii pentru răspunsul. Mersi, da, perfect. Bun, mergem mai departe, fetelor. Haideți să vedem despre ce este vorba. Atenție mare, deci imaginați-vă că ați pierdut un pariu și trebuie să executați o pedeapsă, da? Aveți două variante. Una, postați pe toate paginile de social media un filmuleț de 10 minute cu voi dezbrăcate, în care spuneți cele mai proaste bancuri, sau faceți o zi turul televiziunilor de dimineață până seara și participați la emisiuni cu un coif din staniol pe cap și susțineți ușitare că nu vreți să fiți microcipate de Bill Gates. Ce alegeți? Mamă, ce grea e asta. Eu aș participa la asta cu televiziune cu un coif în cap oricum. Deci eu aș face-o și dacă n-ar exista așa, aș face-o dacă mă cheamă cineva cu un coif în cap să zic că nu vreau să fiu microchipată de Bill Gates, mă duc. Deci asta mi se alege, pare tu? Mult mai amuzantă, mai ofertantă. Deci ce tu aia asta? Prima, da, mai puțin. Plus că chestiile astea așa intime pot să nască multe, dar asta cu coiful mi se pare că e doar superb. Umor 100%. E superb. Este, da, da, clar a doua variantă. Perfect, a doua variantă. Da. Maria, deci cu coiful data viitoare, așa te chemăm perfect, la emisiune. Perfect, vin, promit, serios. Bun. Mai am o întrebare pentru voi, dacă sunteți pregătite, fetelor. Gata? Pregătite? Da, da. Dacă v-ați rătăci mijlocul deșertului și după 3 zile fără apă, aproape moarte de sete, ați găsit nisip o sticlă de rom, super rom, o ediție limitată și o sticlă cu suc bio de spanac, una cu morcov, una cartof dulce și urzici, pe care ați deschis-o mai întâi și de ce? Pe aia cu morcov, ca să spanac. Mă hidratez, să mă revitaminizez, să și nu desertul mor. Desertul la final, da. Deci tot... gospodine la bază. Păi serios, că romul m-ar deshidrata după 3 zile în care mi-a fost sete. După ce beau morcovul și mă revitaminizez, pot să mă îmbăt liniștită. Adică cei mai buni la final. Da, da, clar. Bravo, da. Bravo, fetelor. Îmi place de voi, sunteți destul de deschise, ca să spun așa. Mai mergem, mai ne jucăm? Da, sigur. Perfect. O specie extraterestră ultra-dezvoltată amenință că va distruge întreaga planetă. Singura care poate salva omenirea de la apocalipsă ești tu, Maria, dar numai dacă faci amor cu unul dintre Adi,
Aici e soțul Alinei. Adică soțul Alinei. Sau Ion Iliescu. Ocazia. Sau Ion Iliescu. Ce alegi? Îl aleg pe Adi, chiar dacă nu mi-l dădeai pe Ion Iliescu, ca cealaltă variantă. Eu cu Adi ne cunoaștem de când aveam 16 ani și am ratat momentul. Nu o să mai apucăm să facem amor, dar ne-am dorit de multe ori. Da. Nu, nu, suntem foarte ok, glumim foarte des cu chestia asta. Da, nu, nu mai o secundă, am putea să mai detaliem. Deci tu ești îndrăgostită? De, ai, nu adică sunt, ai fost îndrăgostită? Când eram tineri, tot timpul flirtam și eram adolescenți. Adică v-ați și pupat când erați tineri? Nu ne-am pupat niciodată. Aveau 16 ani, ei sunt prieteni de la 16 ani și noi așa ne-am cunoscut. Când ai 16 ani și urlă hormonii în tine, crezi că nu ai tot felul de glumițe? Ai, adică noi aveam. Bine, ea are 30 încă le are, dar e ok, prietena mea, o iubesc. A trecut momentul, a luat-o pe aluziv, aia, nu nimic, l-am luat și eu pe Mincu. Și mi-a luat și un copil, adică măcar un suvenir de la Adi, dacă uite, nu pe Adi, știi? Perfect, uite gemenele. Și stai un pic aluziva, că și pentru tine avem variante. Unu, ai alege să faci amor cu Mincu sau tot așa Ion Iliescu, ce ai alege? Nu, e clar că Mincu. Ca să salvezi plancheta, planeta. Nu pentru că eu nu sunt îndrăgostită de bărbatul tău. Cum îți permiți? Așa, nu, eu nu am crash pe cumătru, dar e evident răspunsul meu. Da, îmi place că salvați planeta, oricum asta contează. Da, răspundea una din noi, da, domnule Ion Iliescu, eu de viață vreau să facam. Auziți în platou acum, domnul Ion Iliescu, poate taie cineva fix bucata asta. Vă iubesc și vreau să fac amor cu dumneavoastră. Și acum se intre pe ușă. Și acum intră dansând Ion Iliescu aici. Te invit, oh my God. Maria, ai 10, îți dorești că ești la televizor, Doamne, da? Doamne ferește. Da, și nu uita, data viitoare umbli și cu coiful ăla, cu stanion în cap. Dezbrăcată sau? Nu, îmbrăcată, dar cu variantă era ales a doua variantă, totuși aia decentă. Fetelor, vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi, sunteți haioase, chiar sunteți simpatice, vă mai așteptăm. Felicitări încă o dată pentru campanie. Mulțumim. Și ce proiecte urmează? Tu ziceai cu reality show, mai filmați ceva? Păi, vei sunteți în pauză, nu? Cu reality acum. Nu, nu suntem în pauză. Noi avem doar... mersi, ok. Acum avem nici reality show, da, care e valabil doar pe Patreon. E un abonament de $5 pe lună. Poți vezi două episoade de reality show și l-am făcut chiar sub forma unui reality show, cum sunt cele de pe TV. Nu l-am făcut vlog. Cu testimoniale, chestii, camere care umblă după noi. E drăguț. E foarte funny, da. Perfect. Și la tine, aluziva, ce proiecte? La mine, eu aș vrea să nu spun foarte multe. Am în cap să-mi fac un podcast. Felicitări pentru podcastul tău, că te urmăresc. Da? Mulțumesc mult de tot. Dar, din păcate, nu am timp să mă ocup de el, dar am în continuare cauze pentru care strâng bani. Tot cu salvați copiii, sunt informațiile, nu vreau să vin acum să militez pentru asta. Nu, dar chestia asta superbă, 160.000 într-o săptămână e uriaș. Da, mulțumesc. Adică chiar și asta înseamnă să ai credibilitate lumea și oamenii să creadă în proiectele pe care le faci. Da, și mulțumesc tuturor oricum pentru donații și share-uri și toate cele. Perfect. Fetelor, vă mai așteptăm, ce să vă mai zic, să aveți sărbători fericite, sunteți haioase. Mulțumim, la fel. Și mulțumim numai foarte bine. Mult. Cozonac știi să faceți? Da, da, cum da, să nu. Știm să facem. Serios? Da. Bune amândouă? Da, bune. Nu, că noi avem o ediție aici. Tu ai venit în juriu, am impresia, Maria. Cu clătite, nu cu cozonac. Cu clătite. Noi avem concursul cozonacul de aur. E... Ce? Scuză. Tu te-ai ridicat, eu mă uitam la Maria, zic, ne ridicăm. Nu, era... lasă, mai stați, e ok. Da, nici n-am fost la televizor faza asta. Da, nu ne luăm din asta. Deci mai ieși în direct, Maria. Alina, gata că ne facem de restrâgâți de aici. Noi facem un concurs, cozonacul de aur. Am ajuns la ediția de Paști. Iar acum o să așteptăm să se înscrie tot felul de oameni care sunt pasionați de rețete să facă cozonaci. Nu contează că sunt bărbați, că sunt femei, că sunt copii, că sunt bunici. Toată lumea să se înscrie pe la maruta.romprotv.ro și poți să vină la cozonac de aur ediția de Paște, așa că și voi puteți înscrie. Da, clar, eu vreau. Avem și un premiu, să știi. Ce medalion premiu? Cu aur, cu asta. Adică medalion cu aur? Dăm și produse, dăm făină, dăm chestii, adică eu zic că ar fi păcat să ratați. Da. Super. Perfect, eu vreau să vin. Putem, credeți-mă, putem să vă facem viața frumoasă. Avem și cartoane de ouă, ce mai avem, Ciucă? Mamă, cartoane de ouă? Luxul, da, exact. Mamă, abia aștept, sunt cartoane de ouă. Da. Avem și rahat. De toate. Și cacao? Da, avem. Vine și Ion Iliescu? Doar în finală. Abia aștept. Perfect. Oameni buni, așadar, nu uitați, înscrieți-vă cozonacul de aur, ediția de Paști.